Jos după plecarea domnului. Sigur. Băsescu. Deci după plecarea lui Traian Băsescu au existat doi poli. Chiar dacă Iohannis a câștigat alegerile, au existat doi poli. A existat o majoritate în Parlament și un președinte nou. Și una peste alta, după părerea mea, asta este cea mai bună situație pentru România. Nu însă dacă o transformați, cum văd eu aici, la voi în război civil. Deci eu cred că e o situație foarte bună, fiindcă nimeni nu poate să controleze și serviciile și DNA-ul și o singură parte să o ancheteze pe cealaltă, ceea ce ar fi catastrofal. Da? Deci totdeauna e bine să ai un echilibru de putere. Pe de altă parte însă, dacă echilibrul de putere se transformă într-o campanie electorală fără sfârșit și de alegeri și după alegeri, atunci într-adevăr nu-ți servește nici asta, că nu mai faci nimic. Deci eu aș zice așa din când în când cât un armistițiu. Dar asta vreau să spun, în timp ce dacă doamna Căveș rămâne, eu cred că unele din lecțiile faptului că a fost prea politizată anticorupția, nu din vina ei. Trebuie spus, Comisia Europeană mereu a insistat și mereu s-a spus DNA-ului, mergeți la vârf, luați miniștri, luați oameni politici, luați nu știu ce. Deci, practic, Comisia Europeană i-a pus la risc și de asta trebuie să înțelegeți, Comisia Europeană o să-i apere. Și străinătatea o să-i apere cât o să-i poată, pentru că ei apără propria lor politică. Ei au împins în linia asta. Linie care, după părerea mea, e greșită. S-a trecut o frontieră. Bine, nu te poți lupta cu Parlamentul, că Parlamentul, uite ce-ți face, îți schimbă legile, îți schimbă... Și aici trebuie să negociezi, trebuie să te oprești la un moment dat, da? Parlamentul are suveranitate. Cât poți să-i împingi? Deci îi împingi la un anumit moment. Dacă începi să ajungi... Și sigur, un Parlament cu probleme și așa mai departe, dar e suveran. În orice țară, exact Parlamentul e suveran. Exact asta s-a întâmplat. Exact asta s-a întâmplat, da. Exact asta s-a întâmplat. Și părerea mea, deci eu găsesc că marele dosare, da, DNA, care DNA a făcut înainte, sunt dosare ca la cu fotbalul, cu transferurile. Domnule, alea au fost extraordinare și au convins pe toată lumea că există anticorupție, că ea privește domenii care ating viața tuturor, alea din sănătate, alea din... Nu zic, Doamne ferește, să cruți oamenii politici. Să ia absolut, dar să ia numai când este ceva foarte serios. Deci să fiu în locul lor, eu m-aș gândi de 10 ori. De ce să agăți pe unul cu o chestie mică, într-un moment de bătălie politică, în care cu atât de puțin poți dezechilibra cine câștigă? Nu și trebuie să amestecă și cine câștigă. S-a întâmplat. Bun, pentru că totul a devenit foarte politizat. Nu, deci au fost oameni politici ani de zile, când mai locuiam eu în România, înainte de 2007, mergeam la Parlament, erau propuneri de închidere a DNA, da? Deci, în clipa în care unii atacau DNA direct, bineînțeles că DNA i-a atacat și el pe ei, da? Se făceau planuri, spune, băi, să-l prindem cu ceva, ăsta vrea să lichideze toată anticorupția. Dar aceste lucruri nu i se pot imputa Laurei Codruța Kovesi și nici într-un caz. Și rog pe toată lumea să se gândească la următorul lucru, că au început să fie o mulțime de sceptici. Lumea spune, vai, nu contează persoana, important de instituția să dăinuie. Terminăm instituția dacă schimbăm un procuror fără motive serioase, pentru că așa vor o ceată de oameni care, la urma urmei, mulți dintre ei sunt culpabili. A, unii dintre ei au probleme de drepturi care au fost încălcate. Dom'le, perfect să se apere, le luăm partea, uite cum i-am luat eu în partea asta, în seara asta, nu, sunt o persoană foarte greu de crezut că poate să ia partea lui Dragnea, fie și într-o chestie mică. De-aia am luat partea lui Dragnea, lui Tăriceanu, despre care a scris 2000 de ori că e cel mai ineficient și mai corupt prim-ministru, l-a lăsat cu deficit. Îi iau partea în chestia aia cu mărturia mincinoasă. Nu te iei după unul care după aia e chemat când s-au făcut când s-au discutat coalițiile la formarea guvernului, nu? Tăriceanu a fost chemat la Cotroceni și a fost invitat să schimbe tabăra. Dom'le, e bine să nu aibă procese aia care îi chem să-i invizi, nu? Că după aia se poate crede într-o formă sau alta, astea sunt forme de presiune. Deci nu sunt de acord cu astea. Astea trebuie să dispară. Însă nici nu sunt de acord să dai o lovitură atât de mortală anticorupției, să arăți că schimbi un procuror, fiindcă ții pe niște televiziuni, dintre care, cum să zic, majoritatea sunt ale unor oameni care sunt în pușcărie. Nu se poate așa, fiindcă trebuie să ne gândim la succesor. Și așa au mandate foarte scurte de 3 ani. Eu aș vrea ca procurorul general anticorupție să aibă un mandat mai lung decât politicienii, să aibă 6 ani, să cadă între două parlamente, să prindă două majorități. Da, așa cum înțelepciunea spune că trebuie să-i numești cu două treimi din Parlament, toate țările care au reușit să construiască sisteme din astea, totdeauna au reușit să construiască nu pe baza majorității, ci cam cu două treimi, astfel încât în ambele tabere, cum am zis eu mai devreme, e bine să ai doi poli de putere. Două mandate înseamnă 12 ani, nu, deja... Nu, 6 ani, 4 într-un Parlament și încă 2. La 6 ani să fie mandatul unui procuror anticorupție, dar la 3? Păi la 3 ani abia l-ai numit... Pur mă încerci să-l dai afară, pur mă iar îl renumești. Noi am ținut-o așa în apărarea lui Morar și lui Căveș și ani de zile. Era mult mai bine dacă aveau perspectivă. Dacă stai prea mult într-o funcție, dar ce înseamnă te prea îmbată mult? Puterea. Ce înseamnă? 6 ani îmbată puterea. În schimb, un Parlament poate să aibă 5 mandate și pe ei nu-i mai îmbată puterea. Președintele României este 10 ani, ceea ce e enorm. Da? Și la America Latină, în țările cele mai corupte, s-a limitat mandatul prezidențial la un singur termen.
S-au zis, domnule, două, hai două, dar nu unul după altul. Bun, dar acuzațiile la doamna Chioveși, pe lângă faptul că punea cătușe, excesele alea, să zicem că trebuiau sancționate atunci, pe moment, de cei care aveau atribuții să le sancționeze. Pe lângă asta, au ieșit și acele înregistrări. Deci România a suferat de o problemă. Deci noi avem două probleme distincte aici. Și de ne-a rezolvat una din ele. N-a rezolvat cu corupția. Pentru că a fost singura care a încercat să DNA-ul, a fost singura care a încercat să lupte corupția. Ministerele n-au făcut nimic. Însă a rezolvat o enormă problemă a României, care era așa zisă cultură de impunitate. Faptul că erau oameni care erau deasupra legii. Doamna Udrea era un om care era deasupra legii, prin relația ei cu președintele. Iată că și soțul ei era deasupra legii, iată că toți aia care făceau afaceri cu soțul erau deasupra legii. Și ca atare, ei trebuia să îi se pună cătușe, ca lumea să înțeleagă că s-a terminat. Că nu mai există asemenea persoane deasupra legii. Deci, din acest punct de vedere, nu a fost absolut nicio greșeală. Și faptul că ea face astăzi tot felul de lucruri, e normal de la oamenii condamnați să agite și nu știu ce. Să se termine odată procesele ei și lumea se uită doar la fapte. Da? Nu poți să ai oameni deasupra legii. Bine, și dar e important să demorezi mitul. Nu i-au pus doar ei. Au pus și unde a fost nevoie și unde n-a fost nevoie. De exemplu, la doamna Olguța Vasilescu, un dosar destul de subțire, abordat de toată lumea. M-am uitat și eu în stenogramele. Întrebarea iarăși nu este dacă... Da, cum să spun, nici eu nu sunt părere că dosarul ăsta al Olguții Vasilescu are mare lucru ăla cu blocurile. Întrebarea este următoarea însă. Deci întrebarea este următoarea. Poate fi fost o greșeală de tactică. Au pus numai la unii și la alții, nu? Sau au pus la toți în situația aceea? Că în fond asta e întrebarea. Doamne, dacă au pus la toți în situația aceea și dacă suntem de părere că nu mai suntem, s-a terminat cu cultura de imunitate, că am impunitate, am arătat la oameni, gata, ne putem purta mai civilizat cu... Așa, perfect, să se treacă la o nouă perioadă. Dar câte vreme a pus la toată lumea la fel, nu ai ce să le reproșezi. Asta a fost mandatul care li s-a dat lor. Vă spun încă o dată că și de la Bruxelles s-a dat acest mandat. Noi eram o țară văzută ca Mexicul, o țară în care unii oameni sunt deasupra legii. Și știți dumneavoastră că erau. Iar asta e o țară în care și accidente de automobil, dacă fac oamenii celebri și în războiul carierei, nu sunt condamnați. Deci era foarte important să strici impresia asta și eu cred că au reușit. Și de-aia cred că lumea este atât de solidară cu ei. Eu fac mereu sondaje pe România Curată. Lumea este de partea DNA. Sunt foarte supărați acum că văd, lumea este de partea DNA pentru că lumea detesta cultura asta de impunitate. Oamenii iartă diferite lucruri, dar nu iartă inegalitatea asta în fața legii. Nu le place faptul că atunci când ajung ei sunt judecați într-un fel și atunci când ajung oamenii politici sunt judecați altfel. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta este o realizare pe chiar care nu trebuie să o pierdă. Toată campania asta împotriva doamnei Chioveși și oamenii sunt în continuare de partea DNA. Da, oamenii sunt în continuare de partea DNA, să știți. Cum să spun, eu văd. Și cred că sunt unele din argumentele pe care se vehiculează contra procedurilor de DNA pe drepturile omului și nu știu ce, unele dintre ele sunt valide. De exemplu, politică penală, abuzul în serviciu, lumea e foarte superficială la noi. Eu pot să vă spun următorul lucru, că e anormal ca noi să avem, nu știu cât la sută, spre 80% de condamnări la noi sunt pe abuz în serviciu, în loc să fie pe alte infracțiuni. Problema e că nu DNA face legea. Legile noastre sunt proaste și legile le face Parlamentul. Parlamentul nu are niciun interes să facă legi mai bune. DNA încearcă să-i condamne și atunci ai extins foarte tare asta pe abuzul în serviciu. Și atunci se ajung la discuții de astea artificiale, dacă punem prag sau nu punem prag. Dom'le, noi trebuie să ajungem la discuția asta cu pragul. Noi trebuie să condamnăm, să avem mult mai multe infracțiuni pe care să-i condamnăm, nu să băgăm pe toată lumea la abuz în serviciu, da? Am văzut un tabel comparativ cu toate condamnările din Europa. Dar nu poți să ai discuția asta rațională. Și nici n-ai cu cine să o ai, că finalmente ajungi tot la Parlament. Acum se cere prag și pentru neglijența în serviciu. O decizie de astăzi a Curții Constituționale. Dacă e penal sau administrativ. Bun, asta este o altă discuție. În România palierul administrativ nu există. Adică nimeni nu e sancționat administrativ. Dau din nou exemplu celebru al vameșilor. De mai multe ori arestați câte 800 vameși și poliția de frontieră, da, unii fiindcă luau borcane cu marmeladă, că nu lăsau pe nimeni să treacă fără să dea dreptul, da? Și a durat enorm, puțin au fost până la urmă condamnați penal, costă enorm să faci toate procesele astea, băi, nu erau alți vameși la banii ăia, așa că i-au reîncadrat, da? În realitate, noi ar trebui să facem absolut invers. Deci, condamnările administrative, pedepsele administrative trebuie să fie foarte mari. Dați afară, imediat, prinși, dați afară cu interdicție să mai lucrezi în sectorul respectiv. În timp ce la noi continui să operezi, și ți se spune când a venit condamnarea penală, care durează 7-8 ani, exact, atunci toată politica asta este integral greșită. Și la fel este greșită în toată politica cu prejudicii și nu știu ce. Acum lumea e foarte setoasă, vrea să vadă lumea în închisoare. Eu vă spun că băgarea oamenilor în închisoare, mai ales pentru infracțiuni din astea, nu e nicăieri o soluție, da, absolut nicăieri. Deci criminalizarea nu este cea mai bună soluție. A, că ne-am luptat cultura de impunitate, asta e bine, pe cei mari trebuie să-i lupți. În rest, dom'le, nu asta e soluția. Trebuie să le luăm toți banii în clipa în care se ajunge ei prins,
trebuie să-ți dea înapoi nu numai prejudiciile astea mici, trebuie să-ți dea înapoi, consistent, da? Cum s-a întâmplat în Georgia. Chema Saakashvili și a zis, n-am din ce să plătesc pensiile. Voi sunteți aia 50 care ați furat ultimii 10 ani, plătiți pensiile la toată lumea anul ăsta și nu veți mai fi trimiși în judecat. Da, ați văzut acele înregistrări cu doamna Chioveși și când le cerea să facă dosare, să nu mai stea cu fundul pe dosare, chiar așa s-a exprimat. O interpretați ca o intervenție în dosare? Nu. Sau ca pe o punere la treaba procurorilor? Am ascultat respectiva intervenție. Nici nu fac comentarii dacă e autentică, neautentică, nici nu comentez vocabularul. Oamenii au tot felul de vocabulare, n-a fost toată lumea la universități, așa vorbesc ei între ei. Procurorul șef este absolut îndreptățit să ceară mai multă eficiență oamenilor din subordine. Da? Absolut îndreptățit. Și cazul doamnei este, de exemplu, cu Microsoft. Eu cred că toată lumea a fost destul de revoltată cum a mers dosarul Microsoft. Sunt ani de zile de când s-a cerut ridicarea imunității la vreo 8 miniștri foști și actuali și, până la urmă, n-a fost trimis nimeni în judecată. Cei care au șpăguit guverne la rând au scăpat, da? Și, deci, pe scurt, în interiorul DNA sunt oameni mai eficienți, oameni ceva mai ineficienți și cine conduce are dreptul, pentru că acea persoană care conduce dă finalmente socoteală pentru rezultat. Mă întreb ce mai zicea societatea dacă o auzea pe doamna Chioveși și într-o înregistrare spunând dosarul cu tare să-l țineți până când vă spun eu să-l lucrez. Păi asta era catastrofal. Sau dacă fabricau probe, da? În clipa în care există vreo dovadă că doamna Chioveși și fabrică probe, tot argumentul meu anterior, îmi pare rău, îl retrag. Deci, dar nu există această dovadă. Ea oricum nu pe înregistrările astea și pe ce publică ei. Și nu cred că se fabrică. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la dezbatere. Ne-am întors în ultima parte a emisiunii, doamnelor și domnilor. În continuare, doamna Alina Mungiu Pipidi alături de mine. Doamna Pipidi, se vorbește foarte des despre confiscarea instituțiilor în România. De exemplu, despre doamna Chioveși că a confiscat DNA. Despre Dragnea că a confiscat guvernul, deși e președinte la Camera Deputaților. Și tot așa, Curtea Constituțională parcă pare și ea intrată într-un joc politic, ba de partea lui Dragnea, ba în război cu DNA. Cum vi se pare? Deci, permiteți-mi să încep cu Curtea Constituțională, pentru că văd că există o întreagă bătălie contra Curții Constituționale. Părerea mea că parțial sponsorizată de agenți de influență ai SRI de prin presă. Bătălia asta a început de mult, legată de legile Big Brother și nu știu ce, și a culminat atunci cu arestarea judecătorului Greblă. Judecătorul Greblă e un alt om care mă înjuram eu prin talk show-uri că nu era de partea cea bună, dar arestarea aia legată de niște capre, să iei un judecător de la Curtea Constituțională, fiindcă n-a votat cu tine, ar fi de neconceput în orice țară democratică din lume. Deci e un război vechi. Un război vechi între SRI și Curtea Constituțională. Și în acest război trebuie să fie clar că trebuie să fim integral de partea Curții Constituționale, pentru că acolo este statul de drept. Și indiferent cine numește oamenii la Curtea Constituțională, tot așa cum indiferent cine îi numește în Curtea Supremă de Justiție în Statele Americii sau în orice curte din lume, în clipa în care ei sunt acolo, speranța este că acea majoritate va încerca să judece conform legii și să fie obiectivă. Eu nu am găsit motive să spun Curtea Constituțională a făcut mari prostii primăvara asta, oricum a fost mai echilibrată și a încercat să judece conform Constituției în majoritatea situațiilor, ceea ce nu pot să spun despre alți actori. Unii făceau prostii la guvernare cu G13, alții și închipuiau că poți să scoți filiala Ilfov, să dai jos guvernul. Deci lumea e aici nu numai partizană, dar realmente complet irațională. Deci îți trebuie un arbitru. Curtea Constituțională e unicul arbitru care este și în România. Și credeți că joacă drept? Cum a fost și în vara lui 2012. Cred că joacă cât de drept poate să joace un arbitru din România, că e un arbitru ca noi. Cred că joacă mai drept decât alte instituții. Asta este, finalmente e o balanță, e ca la alegeri, să tragi undeva, 5 judecători votează într-un fel, 4 alții, așa mai departe. Eu n-am văzut la ei, adică am văzut că este o majoritate destul de confortabilă la aceste decizii. Și în plus, cum să spun, știu și eu lumea prin presă, oamenii care atacă Curtea Constituțională n-au nicio competență constituțională, la fel nici forumiștii care se adună și înjură și spun, vai, hai să depolitizăm Curtea Constituțională, sunt 100.000 de lucruri care trebuie să le depolitizați până la Curtea Constituțională, da? Deci cine crede în independența justiției trebuie să înțeleagă că nu contează cine numește, contează care e fondul judecății de acolo și câți oameni independenți care ar face aceeași judecată ar judeca altfel. Iar eu găsesc că, într-o proporție foarte mare, curtea e echilibrată și încearcă să arbitreze situații de război civil. Dacă vrem să avem o curte mai bună, să nu mai punem în situații limită ca în august 2012 cu
celebra, în ghilimele, lovitură de stat și așa mai departe. Deci noi mereu tragem de ei, orice fleacă îl trimitem la Curtea Constituțională, a ajuns să fie un abuz de asta și pe urmă ne plângem și facem demonstrații da, către mi-a plăcut acea decizie care practic o obligă pe doamna Chioveși să se ducă la acea comisie de anchetă a alegerilor din 2009, numai că nu i-a trecut numele doamnei Chioveși acolo în hotărâre. Deci și aceea eu, nu este o decizie pe care eu aș contesta-o. Deci Parlamentul e suveran. Dacă Congresul American cheamă pe toate ajutoarele lui Trump la Parlament sau dacă mâine îl cheamă pe Trump însuși, nu se va pune problema că nu trebuie să te duci. Se va pune problema că te duci. Și vorbești, nu înseamnă că ei au autoritatea asupra ta, dar nu poți să refuzi să te prezinți în fața unor aleși de cineva, orice părere avem noi de ei. Sigur că nu trebuie să fie acolo unul care l-a anchetat tu să discuți situația lui, cu asta sunt de acord, da? Dar nu, cum să spun, lumea e supărată că povestea cu ancheta OUG-13, de exemplu, da? Deci DNA a avut dreptate să cerceteze dacă n-a venit un corupt care era, doamna Bica, care era în avantajul ei să dea OUG-13 scrisă de ea la guvern. Până aici a avut dreptate. Ce nu trebuia să facă mai mult este să apuce să cerceteze pe Meleșcanu, pe primul ministru, pe nu știu ce. Deci, finalmente, decizia curții a fost justă. Dar nu trebuie să mai căutăm vinovați. Curtea a stabilit, a pus un termen la chestia asta, DNA știe ce are de făcut data viitoare și gata. Nu purtăm războaie în presă cu Curtea Constituțională. Zău, avem cu cine ne lupta. Înseamnă că nu înțelegem cum merge statul de drept. Mai aveam multe să vă întreb, s-a terminat emisiunea, vă mulțumesc foarte mult, doamna Pipidi, pentru prezență și vă aștept data viitoare când veniți în România. Mulțumesc și eu noastră pentru atenție, rămâneți cu Radu Banciu, seară frumoasă!